am auzit despre un concept, balada populară românească. Și am descoperit faptul că puținii oameni care mai știau să cânte erau romi. Am vrut să scriu un text despre colportorii cântecului bătrânesc românesc. Aveam un profesor atunci care mi-a zis: Bogdan, nu cred că ar fi cazul să scrii de romii lăutari. Scrie și tu, doar lăutari. De ce nu vorbim despre lucrurile astea? Rădăcinile unui copac nu fac umbră. Eu o să vă spun o povestioară. Nu pot să-mi imaginez viața, nici viața mea, nici viața oricărui om de pe pământ, fără de muzică. M-am conectat cu muzica în familie, tatăl meu a cântat la vioară și încă mai cântă, bunica mea a cântat cu vocea și la mine în casă în permanență era muzică. M-am născut conectat între zeci și sute de instrumente muzicale, după care am făcut ce face orice copil. M-am dus la școală. Și când m-am dus la școală, în clasa a 8-a la limba și literatura română, am auzit despre un concept, balada populară românescă. Am avut de susținut un examen la capacitate și mi-a picat balada populară românescă și tot balada populară românescă m-a urmărit și la bacalaureat. Acele texte uscate, Toma Limoș, Meșterul Manole, Miorița și așa mai departe. E undeva prin clasa a 10-a, am început să mă plimb prin niște sate de jur împrejur orașului meu natal, Râmnicu Vâlcea, și am descoperit faptul că puținii oameni care mai știau să cânte aceste poezii, nu le spuneau balade, le spuneau cântece bătrânești. Asta a fost prima remarcă, înainte să știu că intelectualii de la 1848, ca Negruții, Alexandrii sau Paris Barbu Mumuleanu le-au denumit balade pentru a ne trage mai aproape de Europa și pentru a trage experiența țăranului român în proximitatea experienței țăranilor din Franța. Un alt lucru care mi s-a părut deosebit de interesant a fost că toți domnii pe care am avut oportunitatea să-i aud cântând aceste poeme, în Cleșani de Giurgiu, în Dobrotești de Telerman, în Naipu de Giurgiu, în Gratia de Telerman, erau romi. Când am ajuns la facultate, în anul întâi la facultatea de litere, am vrut să scriu un text despre colportorii cântecului bătrânesc românesc. Și mi-amintesc că aveam un profesor atunci, n-am să-i dau numele, care mi-a zis: Bogdan, nu cred că ar fi cazul să scrii de romii lăutari. Scrie și tu, doar lăutari. Nu mi-am pus întrebarea la momentul respectiv, care o fi povestea. Eu îmi doream foarte tare să public lucrărica cu pricina, mă gândeam, aoleo, dacă nu am lucrărica asta publicată, nu dau la master și am dat de dracu cu mama și cu tata acasă. Și în momentul ăla am încercat să-mi extirp orice fel de reflexie cu privire la cine au fost adevărații colportori ai acestor poeme cântate. Un picuț mai târziu, până anul 2-3 de facultate, am avut oportunitatea să intru, bilicit bineînțeles, în Institutul de Etnografie și Folclor românește, balcanic, cum se face, cunoșteam pe cineva acolo și m-a lăsat să-mi bag nasul printre înregistrări și am descoperit niște nume. Am găsit prima variantă imprimată de Miorița. Înregistrarea respectivă a fost licențiată pentru Columbia Records, o casă de discuri americană, în 1936, cu doi lăutari, Alexandru Cercel și Ionel Bursuc, la vioară și la cobză. M-am întrebat de atunci, de ce nu vorbim despre lucrurile astea? Și mă mai întreb din când în când. Între timp mi-a explicat tot înțelepciunea populară, mai exact un vechi proverb indian care spune:
că rădăcinile unui copac nu fac umbră. Mi s-a părut foarte interesant, m-am gândit deseori la chestiunea asta și cu povestea asta aș vrea să vă arăt acest instrument. Instrumentul acesta se numește cobză. Este cel mai probabil cel mai vechi instrument cu coarde din peninsula balcanică. Este înrudit cu udu arab și cu barbatul persan și a fost adus în țările române probabil după mișcările hoardei de aur conduse de Genghis Khan, de către niște muzicanți, despre care nouă ne place să spunem că erau nomazi, în realitate erau aduși ca sclavi, în spatele hoardei de aur, însărcinați cu repararea podcoavelor la cai, a vârfurilor, săgeților și a paloșurilor luptătorilor neînfricați din Mongolia Centrală. S-a putut să se ia totul, dar un singur lucru nu s-a luat. Muzica, așa cum vă spuneam, pentru că eu cred, e una din puținele mele credințe, nu sunt om, am ascultat câteva cuvântări și am avut bucuria să aud niște oameni care au niște credințe ferme, niște credințe puternice. Eu trebuie să vă spun că n-am niște credințe atât de ferme, dar una o știu și o știu de la muma bătrână. Că muzica e ca o lumină în întuneric. Așa că cam asta mi-a fost prezentarea și aș vrea să vă cânt și un cântecel. Măi, Dida, necăradul lui Anghel din Grecii cu Marina lui Derdeci, mă. Măi, lelea fura butoaie din Becii și le vindea în târg la Grecii. Măi, și le vindea în 5.000 să-și ia pâine la copii, mă. Că mălăia și le-a luat al mănâncă nesărate. Căcuțul multă grijă duce, până fură până să duce, până fură până ia, până pleacă de-acolea. Mălele și putul lumânarea, măi, că mi-a stricat dragostea, sărăcuț de maică s-a mă, sărăcuț de maică s-a mă, sărăcuț de maică s-a. Frunză verde a obilor, mă, sus la malul grecilor, la starostea hoților, la vagul cu poelată și cu umbrulița groasă, stă căpitanica în casă, stă căpitanica în casă. Afară plouă și varsă, afară plouă cu bășici, mă. Stă băieții, stă pe brânci cu căciulele de urse, la alte frate cocoșate, lăsate vere pe spate, că n-are cu cine să bate, că n-are cu cine să bate. Dar ea ce zicea, măi, acum, ce zicea? Dar Radule nu mai vrea, mă. Uite, poate racolea, mă. Te-așteaptă pe dumneata, mă. Te-așteaptă pe dumneata, mă. Dar Radu ce zicea, lasă vie, put-o în cruce, că cum vine așa se duce. De sub verde comănac, cu 7 poteri mă bate, le dau la haiduși de cap, le dau la haiduși de cap. Mai măi, Dida, necaulică m-a tostat, necă maica mea când m-a fat, codrilor m-a aninat.
de-o cracă m-a agățat, la vântulețul când bătea pe mine mă legă. Mălelea să vezi ploaia când ploua, tot pe mine mă scălda. Mă făcui copil de-o lună, mă ridicam într-o mână, scoteam facul din tulpină, părul de la rădăcină, ștergeam arme de rugină, ne ungeam cu un de lemn ca să ia bine la semn, untură de prepeliță, unde trag să nu mă mință. Mă lelepez, băieți și chefuiți, mâine o să izbiți, să izbiți la popastan, că mai ține cât un ban și cât un pui de cârlan. La popa de la fierbinți calare bani mai mulți, la popa asta-n să ducea de bună seara că-i damă. Bună seara, părințele, mulțumesc, căpitanele. Eu nu-s vere capitan, sunt pe lume răducan, capitanii stau la târgo. Noi suntem băieți de crâng, dăm banii tăi și mă duc. Măi popă că băieții fără minte răpădesc la gloanțe multe. Să vezi popa ce zicea, eu jur zău pe legea mea și pe parohia mea, dam brochioare de paramă. Iar Radu ce făcea, un pumn în gură-i dideamă. Popa în genunchi se punea și de Radu se ruga, stai Radule, nu mai da, că ți-oi da tu ce-oi avea, mă, că ți-oi da tu ce-oi avea. Ia vezi colea după ușă, că mai am o găletușă cu galbin și irii mei. Dobânda, dobânda banilor mei, dobânda banilor mei. Bă, dar Radu ce făcea, bănișorii că-i luam. Popa în genunchi se punea și de Radu se ruga, și de Radu se ruga. Păi vezi, Radule, nu-i păcat, m-ai lăsat un biet sărac. Părinte, nu e păcat, tu cu coasa n-ai cosit, nici cu prasa n-ai prășit, curban după spovedit, ai tocat sau n-ai tocat. Tu la babe înșelat, tu la babe înșelat, e tu la babe înșelat, tu la babe înșelat, e tu la babe înșelat, tu la babe înșelat, tu la babe înșelat. Vă foarte mulțumesc.